Știm că este nevoie de modernizarea acestui aeroport. S-a câștigat deja un proiect în valoare de 40 de milioane de euro. Am înțeles că licitația s-a terminat și că societățile care au câștigat ar trebui să se apuce de treabă. Deci lucrul acesta se va întâmpla. Din punct de vedere economic, zborurile pe Suceava sunt rentabile pentru că avioanele sunt în majoritate pline. Foarte mulți cetățeni care ar vrea să zboare nu găsesc bilete. Avem o problemă strict de zbor și anume faptul că orele la care aterizează și decolează avioanele pe Suceava sunt orele la care în Suceava pe vreme de toamnă, iarnă, avem ceață. Propunerea mea este să propunerea pe care am făcut-o domnului Cătălin Nechifor este să schimbăm orarul aterizărilor și decolărilor pe aeroportul Suceava pentru a elimina acest inconvenient natural și, evident, să încercăm să facem negocieri cu Taromul, care este o societate comercială de stat, dar cu management privat. Băieșanu susține că situația în care s-a ajuns în privința aeroportului de la Salcea nu are la bază o problemă politică, ci una de administrare a sărăciei pe care Suceava o are. Am văzut declarația colegului meu, președintele Consiliului Județean. Nu e una care să ne încurajeze. Sper să reușesc să le iau cu mine la București, să găsim o altă formulă decât cea iminentă la momentul de față. Trebuie să înțelegem cu toții că există o competiție reală între Suceava și Iași și trebuie să găsim un echilibru în relațiile dintre noi și cei de la Iași pentru ca și la Suceava să zboare avioanele, indiferent de companiile care vor avea aeronave pe această distanță. Băieșanu a mai declarat că va face o interpelare în Parlament pentru a afla care sunt salariile celor care asigură managementul privat al Tarom. În plus, susține că există posibilitatea ca statul român să subvenționeze zborurile și va pune la dispoziția guvernului soluțiile financiare care există.